Stimați telespectatori, dragi noștri prieteni, vă spun un călduros bun venit la ora de studiu biblic. Binecunoscuta scriitoare Ellen White a scris în una din cărțile sale, Slujitorii Evangheliei, un pasaj care ar trebui să dea de gândit fiecărui credincios care este conștient de chemarea lui și de misiunea pe care o are de adus la îndeplinire. Iată ce scrie ea. În lucrarea de salvare a sufletelor este nevoie de înțelepciune și de mult tact. Mântuitorul nu se abținea niciodată să spună adevărul, dar îl rostea cu iubire întotdeauna. În relația sa cu alții, el exercita cel mai mare tact și era bun și atent întotdeauna. El nu era niciodată nepoliticos, nu adresa niciodată cuvinte aspre fără a fi necesar și nu a produs niciodată o durere inutilă vreunui suflet sensibil. Domnul nu mustra slăbiciunea omenească. El denunța fără teamă ipocrizia, necredința și nelegiuirea, dar când rostea mustrările usturătoare, vocea sa era plină de lacrimi. El a considerat pe toți ca fiind sufletele pe care avea misiunea de a le mântui. Așadar, dacă vrem să îndeplinim cu succes misiunea pe care ne-a încredințat-o însuși Dumnezeu, atunci trebuie să facem misiune așa cum a făcut Hristos, cum am descoperit în acest pasaj. Este un studiu care ne scoate din rutină și ne trimite în lucrare ca să aplicăm metodele Domnului Hristos. De aceea vă invit ca să participați împreună cu noi și să descoperim care sunt aceste metode ale lui Hristos. Mă bucur să spun un călduros bun venit lui Elida și Daniel Oncea. Bine v-am găsit! Mă bucur că v-ați luat timp și de data aceasta ca să dezbatem studiul acesta care mi se pare foarte important pentru că este și foarte actual. Este vorba despre viața noastră până la urmă, misiunea noastră. În cartea profetului Isaia găsim mai multe dintre atributele Domnului Hristos și aceasta ne ajută pe noi să ne facem o imagine foarte clară despre Mesia care urma să vină, despre misiunea pe care o avea de adus la îndeplinire. Însă, de data aceasta, aș vrea ca să ne oprim asupra a câtorva cuvinte pe care Dumnezeu le-a adresat Domnului Hristos. Rob, alesul meu, cel în care își găsește plăcerea sufletul meu. De ce Dumnezeu găsește cu cale să folosească aceste cuvinte în dreptul fiului său? Și ce imagine ne este creionată de profetul Isaia despre Domnul Hristos, având în față aceste cuvinte? Mi se pare așa de frumos că în același verset sunt câteva contraste prin definiția sau prin apelativul pe care, cu care se adresează Dumnezeu sau care Dumnezeu vorbește despre Fiul Său. Înainte să mergem exact pe textul biblic, aș vrea să dau un exemplu din viața cotidiană. Atunci când vedem sau când auzim pe cineva vorbind despre o altă persoană și spune doctor profesor Cutărescu sau conferențiar doctor așa mai departe, da, creează, pe de o parte ne spune că este o persoană demnă de încredere în domeniul în care este, da, că este o persoană cu pregătire, că este o persoană cu autoritate. Pe de altă parte însă se așează acolo în relație o anumită distanță, da? Îl văd undeva sus, nu mă pot adresa oricum, este clar între mine și el, este o prăpastie relațională. Când cineva vine și spune, este fiul meu, doctor în științe la universitatea nu știu care. Văd aici, în descrierea aceasta, un tată care spune, este o persoană pregătită, da, doctor în științe, dar este fiul meu. Mi este apropiat, este drag inimii mele. Așa îl văd pe Dumnezeu când spune în Isaia 42:1, iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care își găsește plăcerea sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el, el va vesti neamurilor judecata. În același verset, domn și rob. În același verset, mântuitor și slujitor. Cât de frumos, cât de
Cât de frumos creionează lucrul acesta sau versetul acesta, cuvintele acestea, caracterul Domnului Iisus. Pe de o parte nu pot să vin înaintea lui oricum, pentru că este creatorul universului, este mântuitorul meu, poate cea mai importantă funcție, ca să spun așa, dincolo de cea de mântuitor, este cea de răscumpărător, de salvator, de mântuitor, pentru că dacă n-ar avea această calitate, atunci eu aș fi pierdut. Și în raportul, în ceea ce ține, în raportul meu cu Dumnezeu, în ceea ce ține de mântuirea mea, calificativul acest de mântuitor îl pune ca pe un, îl văd ca pe un erou. În același timp, când aud robul meu, eroul acesta, acela, da, eroul acela de plin, da, eroul superlativ, eroul absolut, devine omul umil, care s-a jertfit la calvar, care s-a plecat asupra copilului ca să-l ia în brațe, care s-a plecat asupra mamei îndurerate și a înviat fiul, care s-a plecat și a dat o mână de ajutor sau a vindecat, s-a atins cu o mână vindecătoare de ochii unui orb. Rob și ales. Robul pe care îl sprijini, de obicei unui rob îi comanzi și atât. Dar aici spune robul meu pe care îl sprijin, alesul meu, ca să fii și rob și ales. Deci atât de frumos se întrepătrunde aici activitatea, autoritatea lui Dumnezeu și dragostea lui. Aplicarea lui față de ființa umană și omul Iisus Hristos cu divinitatea și autoritatea și a tot stăpânirea lui. Foarte frumos ai descris. Și cu atât mai mult, doar îmi permit să mă leg de titlul studiului nostru de astăzi, pentru că îl găsim pe Domnul Iisus în postura de rob și mântuitor. Și iarăși nu prea poți să așezi la oaltă rob și mântuitor, pentru că mântuitorul are de-a face în mod special cu o slujbă importantă și cu un mod al lui Dumnezeu prin care își desfășoară cel mai important plan din univers, mântuirea. Cum poate fi un rob mântuitor? În ce mod mântuitorul poate să fie și rob? Toată această slujire a lui Dumnezeu este așezată prin asocierea acestor două caracteristici care nouă oamenilor ne este greu să le punem la oaltă, dar care în viziunea lui Dumnezeu ne transmite un mesaj despre cine este cel cu care vine înaintea noastră, despre cine este cel care stă înaintea noastră. Un rob este de fapt mântuitorul nostru sau mântuitorul nostru a pornit de acolo de unde a fost mai întâi un rob. Foarte frumos descris. Isaia folosește încă o expresie care este, mai este întâlnită în Sfânta Scriptură, prin care nu este atât de mult evidențiată o persoană, ci mai degrabă o chemare specială în slujba lui Dumnezeu. Ce înseamnă expresia unsul Domnului și la cine se referă Isaia cu acest apelativ? Mai există și astăzi o asemenea practică biblică în urma căreia o persoană poate să fie numită unsul Domnului? Am întâlnit de mai multe ori expresia aceasta, dar atunci când pornim, e bine să ne gândim la pasajul biblic când Isaia folosește apelativul unsul Domnului, alesul Domnului, dar în mod special unsul Domnului, se referă la Domnul Iisus Hristos. Iar acest cuvânt, unsul Domnului, este de fapt amintirea faptului că Dumnezeu atunci când alegea pe cineva ca să-l pună într-o anumită slujbă, se proceda la ungerea lui. Și era un lucru pe care îl făcea urmare preot și ne aduce aminte de Samuel, spre exemplu, care a mers și l-a uns pe David sau l-a uns pe Saul ca împărat. Era o confirmare a alegerii lui Dumnezeu și a faptului că el a fost uns, a fost ales de Dumnezeu, a fost pus de Dumnezeu și are binecuvântarea lui Dumnezeu, are Duhul Sfânt peste el. Astăzi, ungerea aceasta este întâlnită în diverse momente ale slujirii în biserică și putem spune că este unsul Domnului acela care a fost chemat, care a fost pus deoparte, căruia i s-a dat binecuvântarea lui Dumnezeu pentru o slujbă. Mod special. Într-un mod special pentru o slujbă. Și poate că despre ungere o mai putem traduce în cuvintele noastre ca pe o hirotonire,
Adică ca pe un moment special în care cineva este investit de către în slujba respectivă pentru slujire. Și asta se poate face pentru slujbași al bisericii, pentru un pastor, pentru cineva care a fost pus pentru o anumită perioadă să slujească lui Dumnezeu. Cam asta este relația din Sfânta Scriptură cu privire la ungere, cu privire la unsul Domnului. Iar acum când ne uităm la Domnul Iisus Hristos, la cel despre care vorbea, despre Mesia, despre Mântuitorul, pentru ce era nevoie și de ungere? Pentru că această ungere de care vorbește era de fapt autoritatea divină pusă asupra slujirii pe care urma să o împlinească acest rob al Domnului, acest ales al Domnului, unsul Domnului. Domnul Hristos a avut de îndeplinit o misiune specială când a fost pe pământ, misiune ce este foarte bine evidențiată de profetul Isaia în capitolul 42. Cum putem să aplicăm modelul Domnului Hristos în mod practic în misiunea pe care noi o avem de adus la îndeplinire? Și pentru că vorbim despre misiune, care este misiunea noastră în mod concret? Aș putea să dau citire. Da. Nu vreau să răspund tot eu, dar dau citire, dar două, trei versete și apoi construim asupra. Este vorba de versetul 6 și versetul 7, spre exemplu, din Isaia, capitolul 42. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire, te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului ca să fii lumina neamurilor, să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați din închisoare și pe cei ce locuiesc în întuneric. Și de aici, mai departe, pot să fie și alte diverse variante de slujire. Noi numim trimitere pasajul acela biblic din Matei capitolul 28 în care Mântuitorul spune: mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Numim lucrul acesta misiune sau trimitere sau misiunea noastră în calitate de creștini. Cred că esența răspunsului este în a face ceea ce făcea Mântuitorul, care spune inspirația că se amesteca printre oameni, se ocupa de nevoile lor, le slujea ca unul căruia îi păsa de nevoile lor și îi și învăța cuvântul lui Dumnezeu. Misiunea noastră este să fim sare în locul unde suntem, să dăm gust, să fim lumină în mijlocul oamenilor, să fim, să trăim spre slava lui Dumnezeu. Spune versetul biblic și în momentul acesta mă gândeam la pasajul care spune: iată, te trimit, vă trimit ca pe un lup în mijlocul oilor, ca pe niște... Și după aceea m-am gândit, cred că nu acesta e versetul, și acum căutam să mă uit să văd exact unde Mântuitorul ne trimite în mijlocul oamenilor și ne spune: asta e misiunea voastră. Dar în același timp ne dă și un exemplu. Și exemplul nostru este Mântuitorul Iisus Hristos, felul în care El abordea oamenii, felul în care El se amesteca între ei, felul în care era apăsat de durerile lor, în care El le purta poverile, în care era interesat de nevoile lor. Cred că aceasta este și misiunea voastră, și Biblia spune scurt: voi să fiți sfinți, după cum și eu sunt sfânt. Asta este, ca să zic, meseria, între ghilimele, de creștin. Da? Însă nu ne-a lăsat așa, ca să nu interpretăm noi așa cum gândim, ci ne-a dat ca exemplu pe Mântuitorul. De asta a coborât Domnul Iisus Hristos, să trăiască printre noi, ca să ne ofere un exemplu în ceea ce privește viețuirea zilnică în lucrurile obișnuite ale vieții. Exact, pasajul de care vorbeam mai devreme este: mă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Și eu ziceam invers. Da. Pentru că, de fapt, asta e contrastul. Misiunea este exact ca o oaie trimisă în mijlocul lupilor. Imaginați-vă că atunci când ajunge un lup în mijlocul oilor, Face ravagii. Dar ce face oaia în mijlocul lupilor? De aceea spune pasajul care continuă și spune: fiți dar înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbei. Care este iarăși o parte a chemării la misiune. Acum, pentru că s-a făcut referire la pasajul din Matei, capitolul 28, ca pe chemarea la slujire și la misiune, și m-ați întrebat care este
misiunea pe care o descoperim din capitolul 41 din Isaia, aș vrea să vă spun că versetul 6 este ca pe o chemare la misiune. Este o declarație de chemare. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului ca să fii lumina neamurilor. Este o chemare la aduce la îndeplinire o slujire de mântuire, pentru că, de fapt, și pentru noi slujirea aceasta tot în legătură cu mântuirea este. Noi dăm mântuirea. Era Domnul Iisus cel care dădea mântuirea. Dar noi suntem aceia care îi ducem pe oameni la Mântuitorul. Chemarea noastră este să-i aducem pe oameni la mântuire. Și în privința aceasta, cred că de multe ori ne-am pierdut obiectivul. Pentru care motiv suntem noi în misiune? Care este scopul slujirii mele? Și uneori, fie oamenii s-au plecat mai mult spre partea umanistă, au fost și au ajutat, au făcut bine, dar n-au avut în vedere ca să binele ăsta să-l continue și îndreptând inima oamenilor spre mântuire. Și tocmai de aceea cred că acum când privim asupra chemării lui Dumnezeu, înțelegem profunzimea. Dumnezeu, da, ne vrea binele din lumea aceasta. Mă duc să pot să fac casă cuiva, să mă duc să îi dau o bucată de pâine, pot să-l iau să-i dau un serviciu sau un lucru, dar Dumnezeu mă cheamă ca să pot vedea valoarea acelui om nu doar pentru lumea aceasta, ci pentru veșnicie. Și chemarea la care, pe care ne-o descoperi este aceea în care în atot înțelepciunea lui, Dumnezeu hotărăște ca să nu lase lumea să piară. Și nu trimite pe fiul său ca să mai aducă pâine, să mai dea mană, să-i mai ajute să mai fie ocrotiți de filisteni și de canaaniți, ci Dumnezeu îi cheamă pentru ca să le dea o mântuire și le spune poporului că, de fapt, robul meu, alesul meu, în care își găsește plăcere sufletul meu, el va vesti neamurilor judecata. Este chemarea lui Dumnezeu către o misiune care salvează nu doar din necazurile lumii acesteia, ci ne salvează pentru veșnicie. De aceea, încă o dată, este important și necesar să poți să ai viziunea, să ai în minte planul lui Dumnezeu. Atunci înțelegi acțiunile lui. Apropo de ceea ce spunea Vătrimit ca pe niște hoi în jurul, în mijlocul lupilor, ce impact poate să aibă modul acesta hristocentric de slujire asupra a oamenilor cu care venim în contact sau asupra celor pe care noi dorim să-i călăuzim la Hristos? Când ați zis modul hristocentric, îmi au venit în minte două pasaje biblice care, sau două versete biblice care explică ce înseamnă misiune hristocentrică. Pentru că misiune face tot oricine. Că e o misiune de descoperire, da, atunci când s-a descoperit America, a fost o misiune de explorare care s-a soldat cu descoperirea Americii, ca să spun așa. Și pe lună tot, da, și pe lună a fost tot o misiune de explorare. Dar o misiune hristocentrică este acea misiune care le are în centru pe Iisus Hristos. Din punct de vedere biblic, cum văd lucrul acesta, spune așa Biblia: tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Acesta este primul verset biblic. Și atunci, ceea ce fac eu, misiunea mea, dacă este făcută ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, va fi hristocentrică. L-am în vedere pe El când fac orice ce fac pentru semenul meu, l-am în vedere pe Mântuitorul. Rezultatul care este? Vine Mântuitorul și spune: pentru că când ați făcut cele mai neînsemnate lucruri fraților voștri, mie mi le-ați făcut. Vedeți cât de frumoasă este corelarea aceasta? Când eu tot ceea ce fac ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, Mântuitorul vine și spune: bine, rob bun și credincios, că tot vorbim de rob și slujitor și, da? Ai făcut lucrurile acestea când ai dat toate, când ai dat un pahar cu apă, când ai vizitat pe bolnavi și lucrurile care sunt specificate acolo în Evanghelia după Matei, și el spune: când ați făcut toate aceste lucruri, mie mi le-ați făcut. Un alt verset biblic care mi-a venit în minte a fost ceea ce spune Apostolul Pavel: deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți spre slava lui Dumnezeu. Aceasta este misiunea hristocentrică. Ceea ce fac pentru cel de lângă mine, spre slava lui Dumnezeu și ca pentru Dumnezeu. Că omul acela se va întoarce sau nu la Dumnezeu, nu-i treaba mea. Noi numim misiune ce? A aduce pe oameni
într-o biserică. Uneori, aceasta este conotația pe care o dăm noi acestui termen. Dar omul ăla poate că nici nu va fi mântuit. Poate vine la biserică după pâine și pește. Exact. Dar nu va fi mântuit. Însă în momentul în care tot ce va fac spre slava lui Dumnezeu, poate că omul acela nici măcar nu va veni la biserică. Dar eu am făcut-o ca să fie numele Domnului. De curând cineva a făcut un gest frumos și a zis așa, fac lucrul acesta în numele Domnului. Recunosc că am văzut în gestul acesta un lucru frumos. Omul acela, ce fac eu cu darul lui? E treaba mea. În sensul că nu-l mai afectează pe el. El a făcut asta în numele lui Dumnezeu, având în vedere slava lui Dumnezeu. Mi-a plăcut foarte mult exemplul acesta și gândindu-mă la lucrurile acestea, misiunea mea nu este neapărat salvarea oamenilor, pentru că Iisus a venit să-i mântuiască pe oameni. Am în vedere să fac bine oamenilor. Am în vedere mântuirea lor în sensul de a-i ajuta dacă pot. Dar consecințe sau efectele nu mai sunt treaba mea. Treaba mea este să fac ceea ce fac spre slava lui Dumnezeu și avându-l pe el în vedere. Și atunci îi slujesc pe cei din jur, cum a făcut Mântuitorul. Spune, am venit ca să vi-l descoper pe Tatăl. Ceea ce fac eu în lume pentru cei din jur, îl descoperă pe Mântuitorul. Asta e misiunea mea, să-l descoper pe el. Cum? În ce fel? Odată cu un zâmbet, odată cu o ajutorare, asta depinde de ușile pe care mi le deschide Dumnezeu. Dar misiunea mea este să aduc slavă lui Dumnezeu și să-l descoper pe el așa cum este în fața oamenilor. Oamenii vor simți lucrul acesta dacă este ceva... Ați întrebat. Îmi pare rău că n-am mai mers pe partea aceasta, dar ați întrebat care este impactul. Cred că mulți oameni tocmai de aceea au reticență față de misiunea noastră, pentru că ei trăiesc cu impresia că misiunea noastră se aduce la biserică. Exact. Atunci când vor avea însă conștiința faptului că ceea ce fac eu fac spre slava lui Dumnezeu și pentru că îmi doresc binele lui, omul nu va mai avea aceeași reticență. Impactul va fi mai mare pentru că el va înțelege, ție-ți pasă de mine și vrei să-mi fie bine. Și atunci omul este mai deschis pentru dragostea lui Dumnezeu, pentru mesajul lui Dumnezeu. Și impactul va fi categoric mult mai mare, pentru că omul va înțelege că nu m-am pe mine în vedere, rezultatele mele, efectul meu, ci slava lui Dumnezeu și mântuirea lui. Exact. În Isaia, capitolul 41, 8-20, sunt amintite o serie de făgăduințe care sunt adresate unui popor care apostaziase și suferea acum consecințele neascultării și pedeapsa divină. Ce mesaj ne transmit aceste făgăduințe nouă care de multe ori cădem în păcat și satana intenționează sau chiar se luptă ca să șteargă sau să ne influențeze în așa fel încât să ne pierdem simțământul valorii pe care Dumnezeu îl dă fiecărui suflet pentru care Hristos a murit. Gândiți-vă că sunt oameni care sunt atât de deteriorați fizic, poate din cauza unor vicii și chiar în ei nu mai văd nimic. Și Domnul Hristos și omului aceea a dat valoare. Aș vrea să citesc un verset măcar dintre acestea, e foarte cunoscut ca făgăduință din partea lui Dumnezeu. Isaia, capitolul 41, versetul 10. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Parcă este ca o oază de făgăduință într-un pustiu în care vezi că confruntarea cu problemele vieții, cu dificultățile, cu slăbiciunile personale, uneori te aduc în contradicție cu Dumnezeu. Noi uneori singuri ne așezăm în antiteză cu Dumnezeu prin alegerile pe care le facem. Și când Dumnezeu vine spre noi, vine cu avertizare, vine cu făgăduință și vine cu ajutor. De aceea pasajul acesta spune, nu te teme, căci eu sunt cu tine, pentru că uneori a fi Dumnezeu cu tine, ți-e teamă. Exact, El te cunoaște. Și cum e să fie Dumnezeu cu tine și spune, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău, te întăresc, îți vin în ajutor, te sprijin cu dreapta mea biruitoare. A studia cuvântul lui Dumnezeu așa cum este el scris în Sfânta Scriptură, îmi descoperă mult mai mult decât unele circumstanțe ocazionale. Eu pot să înțeleg
făgăduințele lui Dumnezeu prin prisma experiențelor mele pe care le-am trăit. Uneori au fost mai fericite, alteori mai nefericite și cred că întotdeauna este așa. Da, experiențele mele îmi descoperă ceva, dar făgăduința lui Dumnezeu are scopul de a mă pregăti și pentru alte experiențe care vor veni în viața mea. Întotdeauna Dumnezeu are mai multe rânduri de intervenții în viața noastră, are mai multe rânduri de experiențe pentru noi. Un om al lui Dumnezeu are mai multe ocazii în care poate să înțeleagă prezența lui Dumnezeu, descoperirea planurilor sale. Acum privesc asupra acestor două lucruri. Pe de o parte, chemarea la misiune, de care tot vorbeam, și pe de altă parte, lupta personală. Pentru că uneori le condiționăm pe acestea două. Ce fac eu dacă mă văd eu, în primul rând, pe mine, unul care are nevoie de salvare? Mă pot duce să spun și altuia? Cum să văd chemarea lui Dumnezeu la a sluji, la a duce vestea bună, la a fi lumină, când eu mă simt slăbit, fără putere, cu anumite obiceiuri nepotrivite? Unde este? Și Dumnezeu le așează într-o ordine și spune, în primul rând, vreau să fac ordine în viața ta și apoi să te trimit mai departe, chiar ca pe o oaie în mijlocul lupilor. Pentru că în momentul în care se face nu știu dacă acum e momentul sau mai târziu, dar mi-a plăcut tare mult că am vorbit de unsul Domnului și n-am amintit un lucru care mie mi-a tras atenție, și anume, unsul Domnului nu este un om desăvârșit. Da, îl avem pe Domnul Iisus, dar unsul Domnului poate să fie și Cir. Da. Care nu este niciun om cu aspecte spirituale foarte mari, ci este căutat și ales de Dumnezeu ca un vas ca să împlinească o slujire pentru o vreme sau pentru o misiune specială. De aceea și aici contradicția aceasta între viața mea și misiunea mea ar trebui să aibă o rezolvare cât mai rapidă. Pentru că uneori eu condiționez misiunea de viața mea. Și Dumnezeu îmi spune, nu vreau să fac o schimbare în viața ta ca să-ți dau o misiune. N-ar trebui ca să condiționez niciodată lucrurile, ar trebui ca să permiți lui Dumnezeu să ți le dea pe amândouă. Ca oamenii, aici este lupta noastră cumva. Și de aceea există și termenii aceștia alăturați unul lângă celălalt. Nu ca o contradicție, ci ca o completare spre mântuire. Rob și mântuitor. Păi poate un rob să fie capabil să fie și mântuitor? Statutul de rob e cel de rob, statutul de mântuitor e altul, e pus separat. Nu, Dumnezeu nu vrea să facă o separare între viață și misiune. Viața e de rob, dar misiunea e de mântuitor. De aceea, eu ar trebui să privesc atent asupra vieții mele și să împlinesc și să trăiesc și viața cu Dumnezeu, dar să-mi fac și misiunea față de El. E pentru prima oară, poate, când privesc asupra acestor două cuvinte așezate exact așa. Viața și misiunea Domnului Iisus. Rob și mântuitor. Foarte frumos descris. Domnul Iisus a venit pe pământ, pe de o parte, să ne răscumpere, și asta a fost scopul venirii sale, dar și ca să ne fie, așa cum a zis și Elida, un exemplu de umilință, de iubire, cum să știm la rândul nostru să procedăm atunci când în această lume ne întâlnim cu anumite situații în care omenescul din noi parcă nu ne dă voie ca să ne purtăm așa cum cere Hristos. Cum trebuie ca să luăm? Ce trebuie să învățăm de la Domnul Hristos? Ca oamenii să vadă într-adevăr în viața noastră că noi umblăm cu Hristos. Care este lecția pe care o învățăm de la El? Și cum putem să o aplicăm? Pentru că noi suntem atât de diferiți, așa cum spuneai referitor la unsul Domnului. Da, când vorbim despre Domnul Hristos ca unsul Domnului, acolo nu este absolut nimic de subliniat sau de scos în evidență. Dar când este vorba de cineva pe care îl cunosc, este om, luăm ca atare predicator. Da? Uh-huh. Scuzați că folosesc dar așa este. Dar totuși este un om pus deoparte pentru o misiune specială, el este unsul Domnului. Pentru noi, personal, consider că este unsul Domnului. Trebuie să am eu să mă raportez într-un anumit fel, iar pe de altă parte este atât de minunat că Dumnezeu a ales un om ca și mine, cu aceleași slăbiciuni ca și noi,
dar îl folosește într-o lucrare absolut specială, diferită de a mea, cumva. Și la rândul meu și eu am lucrarea mea de făcut. Uite, continui pe ideea cu care am, da, pe care am lăsat-o, pentru ca să aduc în atenție puțin și aspectul acesta, între viață și misiune. Când spunem alesul Domnului sau unsul Domnului, noi de obicei confundăm viața lui cu misiunea. Și de obicei noi ne raportăm la viața omului, nu la misiunea lui. Dacă ne uităm la viața Domnului Iisus, n-a avut unde să-și plece capul. Știți că, da, le spunea ucenicilor, dacă veniți după mine, uitați cum, unde eu locuiesc eu, ce fac eu. A fost umil, s-a apropiat de oameni, la copii în brațe. Viața lui a fost o viață umilă, o viață fără pretenții. Dar dacă ne uităm la misiune, a fost regală și a făcut-o extraordinar de bine. A împlinit o misiune a Universului. Lucrurile acestea cumva și depind una de cealaltă, pentru că noi vrem cumva inversul acestui lucru. Să trăim regal, să avem o viață lăudată, căutată de oameni, care să fie văzute de cei mai mulți, dar în misiunea noastră o lăsăm deoparte. Exact. Tocmai de aceea s-au încurcat lucrurile și la Saul, era unsul lui Dumnezeu, dar viața lui nu mai demonstra misiunea lui. Aici nu ar trebui să fie o contradicție de termeni. Ba din contră, aș putea să spun, parafrazând cumva cu calități, rob și mântuitor, viața Domnului Iisus ca rob denotă umilință, simplitate, dispoziție la slujire, ascultare, iar slujirea și misiunea de mântuitor denotă importanță maximă, adică de salvare, de sacrificiu, și toate lucrurile acestea le face la cel mai înalt nivel. Să ne ajute Dumnezeu, și aici cred că este cumva o lumină care ar putea să ne fie adusă nouă în viața de zi cu zi, cu privire la modul în care ne ducem viața și la modul în care înțelegem slujirea. Și să nu amestecăm lucrurile acestea. Pentru că la nivelul vieții noastre, Dumnezeu ne cere simplitate, ne cere umilință, ne cere bunătate, sacrificiu, dispoziție de a ajuta pe ceilalți. Pentru că altfel, noi avem în vedere misiunea noastră și misiunea este sacră, lumină, sarea pământului, ca oaia în mijlocul lupilor. Uitați ce importanță îi dă, adică ce conotație are. Iar a fi umil în misiune, adică acolo este partea unde ar trebui să fiu activ, să fiu îndrăzneț, să pot să ies în față, să pot să stau în fața oamenilor, să pot să stau gata să fiu omorât cu pietre, adică acolo n-am nevoie de rob, adică fac ce ziceți voi, ci acolo trebuie să fiu de partea lui Dumnezeu așa cum trebuie. Indiferent. Deci, care este lecția care trebuie să învățăm atunci când suntem disprețuiți? Pentru că oamenii, dacă suntem umiliți astăzi, pot să ne disprețuiască, putem să fim acuzați pe nedrept de anumite lucruri pe care nu le-am făcut, și privind la Domnul Hristos, învățăm o lecție, cum să reacționăm în cazul acesta. Mai este valabil un asemenea comportament al Domnului Hristos astăzi, când lumea parcă nu mai are nimic în comun cu altruismul, cu, știu eu, lepădarea de sine și așa mai departe, ce ține de acestea, și dragostea celor mai mulți s-a răcit. Iar a treia întrebare, credeți că o viață trăită după modelul lui Hristos mai are vreun ecou, mai are vreo relevanță astăzi? Mai observă cineva că noi suntem altfel și acest altfel poate să schimbe o inimă? Am pus mai multe întrebări, având în vedere și timpul, și poate între vă gândiți la... Formulările au fost corecte. Mai este relevantă sau mai este valabilă o astfel de viață? Da. O astfel de viață mai este relevantă, o astfel de viață mai este valabilă. În același timp, nu mai este apreciată, da? Dacă vorbim de apreciere, o astfel de viață nu mai este apreciată, pentru că oamenii astăzi caută populism, popularitate, caută poate infatuare, caută să iasă în evidență, da? Apreciere, aplauze și așa mai departe. Și atunci
poate că o astfel de viață nu mai este atât de mult apreciată, dar valabilă, eficientă mai este. Și numai atâta timp cât vom rămâne în modelul acesta al Domnului Iisus Hristos, misiunea noastră va fi eficientă. Cât timp ieșim din șablonul acesta al exemplului Mântuitorului, cât timp nu ne mai asemănăm cu El și încercăm să facem prin puterile noastre și după imaginea noastră și după gândirea noastră, își pierde eficiența, își pierde valoarea, semnificația și rostul, efectul. Domnul Hristos atrăgea pe oameni tocmai prin stilul acesta umil, simplitatea Lui. Totuși, cuvintele Lui aveau o greutate, aveau valoare în fața oamenilor, veneau cu miile la El. Aveau, pentru că viața Lui era diferită. A, deci ne întoarcem la ceea ce spuneam mai devreme. Da. Dacă misiunea nu este, dacă viața noastră nu reprezintă misiunea pe care eu o fac, atunci misiunea mea... Gândiți-vă că farisei, spune Biblia, că făceau rugăciuni pe la colțuri. Adică spiritualitatea lor, între ghilimele, era mult mai văzută, da? Religiozitatea, nu spun spiritualitatea, da. Religiozitatea, da? Adică ceea ce făceau ei era mult mai izbitor decât ceea ce... Mântuitorul se retrăgea, petrecea un timp cu Tatăl în rugăciune, în fiecare zi își predea viața mâinile Tatălui și cerea de la Tatăl planul pentru ziua respectivă, pe când fariseii se rugau în strabă, aveau tot felul de ciucuri și de toate care se vedeau, da? Dar nu avea putere. Și de asta spune că era, oamenii spuneau, omul acesta vorbește și spune că ceea ce spuneau ceilalți era fără putere. Dar ceea ce spuneau în titlul avea putere pentru că era susținut de o viață în strânsă legătură cu Dumnezeu. Observați că atunci când ieșea în fața oamenilor, vorbea cu putere, era puternic, rostea adevărul direct, îi confrunta pe oameni cu păcatul, dar niciodată nu s-a dus la cineva să-i spună, te rog să-mi dai pâine. Astăzi vreau să, uite, la tine în casă vreau să dorm, a intrat în casa lui Zacheu pentru ca să fie o gazdă, să aducă mântuirea în casa lui. Să-i facă o bucurie. Nu și-a cerut niciodată drepturile cu aceeași tărie și cu aceeași putere, ci a predicat și a adus pe oameni cu putere și cu tărie spre împărăția lui Dumnezeu. Acestea două se pot contrazice. Dacă eu în viața de zi cu zi îmi arog anumite... De aceea și vorbeam despre cât de mult reușesc să fac din viața mea după modelul Domnului Iisus Hristos. Dacă nu am o viață după modelul Domnului Iisus Hristos, nu pot să am nicio misiune ca a Lui. Sau nu pot să-mi împlinesc nici misiunea cum și-a împlinit-o Domnul Iisus Hristos. Și ar trebui să permanent să port gândul acesta în mintea mea și în inima mea. Pentru că altfel urmez un model greșit. Și este posibil să privesc doar la predicarea Lui și să privesc la Ilie și să privesc la cât de tare striga și la cât de puternic vorbea și la cât de direct spunea și spun, păi asta înseamnă să fii puternic misionar. Să le spui oamenilor direct, să le ridici, să acuzi păcatul, să pui piciorul în prag, să nu existe niciun fel. Da, eu cred că este o misiune puternică, curajoasă, dar este împletită cu o viață de rob și de umilință pe care a trăit-o de plin. Să înțeleg de aici că o predică trăită, așa cum spune Ellen White, vorbește mai mult decât 1000 de predici rostite. Exact. Viața noastră trebuie să oglindească misiunea noastră. Exact. Oamenii privesc mai întâi la viața noastră. Eu cred că oamenii sunt mai mult conduși la Dumnezeu prin viața noastră, prin trăirea noastră. Și observați că calitatea de rob nu este dată de Dumnezeu doar pentru Domnul Iisus Hristos, ci și în dreptul poporului Israel este dată. Dar găsim mai multe apelative de rob, adică El, Dumnezeu, caută să ne numească pe toți niște slujitori cu aceeași calitate. Nu este doar pentru Domnul Iisus modul acesta de viață, ci și al poporului, și al nostru, și al fiecăruia. Așa este. Ce reprezintă pentru noi astăzi profețiile împlinite ale Bibliei și ce dovezi mai avem în afara acestor profeții împlinite că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este o carte inspirată și ea ca atare are autoritate divină.
în contextul discuției de acum, pentru mine cea mai frumoasă dovadă, poate cea mai grăitoare dovadă, dincolo de teorii, dincolo de dovezi științifice, arheologice, și cea mai mare dovadă a autorității Bibliei în calitate de cuvânt al lui Dumnezeu este o viață transformată. De ce? Pentru că despre Biblie, despre cuvântul lui Dumnezeu se spune că este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. În alt loc Biblia spune că cuvântul meu nu se întoarce la mine fără rod. Înțeleg prin asta că Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu este lucrător, este viu, este eficient. Unde mai vedem în lume o carte care atunci când este citită transformă vieți? Biblia este singura carte care atunci când este citită sub călăuzirea Duhului Sfânt transformă vieți. Este un lucru pe care nu-l găsim niciodată și mie lucrul acesta îmi vorbește despre ea ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, pentru că așa cum Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu a avut puterea de creațiunii, dar prin cuvânt au fost făcute toate, spune Biblia. A spus și s-a făcut, a zis și ce a zis a luat ființă. Da? Deci cuvântul lui Dumnezeu are putere, putere, de, putere creatoare, putere transformatoare, putere de recreere. Nici o altă carte nu are acest cuvânt, această putere. Și atunci îmi dau seama că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aceeași putere, care, același cuvânt care a zis și s-a făcut lumea, zice și din omul cel nou, din omul cel vechi se face om nou. Zice cuvântul lui Dumnezeu sau Dumnezeu spune un cuvânt, o făgăduință, și din inima de piatră se transformă, și inima de piatră se transformă în inima de carne. De aceea, poate dovada cea mai, în contextul ceea ce am spus, că argumente pentru cine vrea sunt destule cu privire la autoritatea Bibliei și este un alt subiect, ca să spun așa. Dar în contextul discuției noastre, al trăirii, o viață schimbată este un argument al faptului că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu care are putere de mântuire, de creere, de recreere, de mântuire, de salvare. Și dacă privim capitolul 42... și socotim și vremea la care el a fost scris, în momentul acela nu avem cum să nu ne dăm seama că pe lângă descoperirea calităților Domnului Iisus Hristos, calităților și modului, a modelului Domnului Iisus Hristos, era o profeție. Capitolul 42, prin versetul 1, 2, 3, trestia frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu va stinge, va vesti judecată după adevăr, nu va slăbi, nu se va lăsa până nu va așeza dreptatea pe pământ, este și o profeție. Și privind acum vremea la care Isaia dă această profeție și împlinirea ei clară în viața Domnului Iisus Hristos, citind-o în Noul Testament, încă o dată poți să realizezi că ai încredere în cuvântul lui Dumnezeu și că Dumnezeu are în vedere vremea de acum, dar și vremea care va veni. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri și mi-aș dori ca Domnul să lucreze în inima noastră, să punem mare preț pe cuvântul lui Dumnezeu în primul rând și după aceea aceasta ne va schimba și viața. Dragi telespectatori, așa cum ați auzit, este pentru noi o provocare, aceea de a ne lua timp, un timp special cu rugăciune, să studiem cuvântul lui Dumnezeu, să descoperim acolo făgăduințele Bibliei și fiecare dintre noi va fi transformat prin puterea Duhului Sfânt. Vă doresc o săptămână binecuvântată. La revedere!